Tânăra din Sărcele, care a fost dată dispărută în 5 februarie, a fost găsită. Polițiștii au depistat-o astăzi în județul Covasnă. În urma activităților investigative operative efectuate de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sărcele, cu sprijinul polițiștilor din cadrul postului de poliție Vâlcele, tânăra în vârstă de 27 de ani din municipiul Sărcele, care a plecat de la domiciliu în data de 2 februarie acestui an, a fost identificată pe raza localității Vâlcele, județul Covasna. Din primele verificări, aceasta nu a fost victima niciunei infracțiuni. Din păcate, polițiștii au anunțat ieri un alt caz de dispariție în județul Brașov. La data de 6 februarie 2020, polițiștii postului de poliție Apaț au fost sesizați verbal de către tatăl unei minore în vârstă de 12 ani cu privire la faptul că aceasta a plecat de la domiciliu la data de 21.01.2020 și nu a mai revenit. Semnalmente, înălțime aproximativ 140 de centimetri, greutate între 35 și 40 de kilograme, constituție atletică, ten măsliniu, păr negru, lung, ochi căprui, față ovală, nu prezintă semne particulare. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu vestă de culoare portocalie, pantaloni tip blue jeans de culoare albastră, adidas de pânză de culoare neagră și fez de culoare mov. Nu are asupra sa telefonul mobil. Persoanele care pot furniza informații cu privire la tânăra în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.